când merg într-un Airbnb și n-au din astea, zic, ce casă e asta? Nu ai mașină de măcina carne? Ce casă e asta? Că în Rusia, în fiecare casă, avem mașină de... Când eram mică, mama mă punea să toc verdețurile. Și mai mică, și mai mică, și mai mică. Și am crescut mare și mi-am cumpărat farfecă. Ok, revenim la oalele noastre. Bună, numele meu este Larisa și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Dacă ești aici pentru prima dată și îți plac videourile mele, te rog frumos să te abonezi. Dacă ești deja abonat, îți mulțumesc, înseamnă foarte mult pentru mine și să dai un like la acest video, care nu știu cum o să o ducă. N-a fost ideea mea, a fost ideea voastră. Mi-ați cerut un video cu ustensilele mele de bucătărie. De fapt, mi-a zis colecția ta de oale. Nu știu, mi se pare așa puțin colecția mea de oale. Dar să vă arăt ustensilele din bucătărie care le folosesc cel mai mult și cel mai des și care spune... Nu ai nevoie chiar de atât de multe, dar sunt mai basic. Eu când m-am mutat cu John, el avea câteva ustensile de bucătărie, nu foarte multe și câteva oale și, sincer, el nu gătea, nu prea gătea. Și am zis, hai să ne cumpărăm mai multe, că avea o oală și ne trebuie mai multe. Și mi-am cumpărat oale de tefal, cu tefal, că mama avea oale de tefal și am zis să cumpăr și eu. Pe urmă am învățat că nu sunt sănătoase și au început să zgârie, mi-am dat seama că de fapt mănânc acel tefal. Yay! Pentru anii în care am mâncat tefal și am renunțat la ele. Pe urmă am experimentat cu niște oale cu ceramică, că sunt ce apăruse ceramica sau poate apăruse mai de mult, dar era atunci în vogă, toate oalele cu ceramică. M-am dus atât de mândră și mi-am cumpărat un întreg set de oale cu ceramică. Wow! Le-am spălat de mână ca să am grijă de ele. Ce să vezi că am început să mănânc și ceramica. Fata voastră a mâncat nu numai tefal și ceramică. Pentru că se decojesc. Se decojesc, ceramica se decojește și s-au ciubit. Smalțul ăla s-a luat, ceramica și a mâncat-o. Că n-am găsit-o niciodată în farfurie sau să nu știu unde a dispărut. Pe urmă, mi-am dat seama că nu mai merge așa să cumpăr boale la fiecare 2 ani și de fapt mănânc smalțul lor. Și am început să fac niște research, să văd care sunt oalele cele mai sănătoase. Și am ajuns la concluzia că cele din fontă sunt cele mai sănătoase și cele din oțel inoxidabil. Doar că există o problemă. Sunt cele mai scumpe oale din fontă și din oțel inoxidabil. Și așa că am decis de atunci să îmi aloc un buget pe an pentru oale sau să-mi cumpăr o oală pe an. Ceva de genul ăsta, o oală, două pe an. Și mi-am cumpărat prima oală de la Le Creuset. M-a durut sufletul când a trebuit, nu știu, când am dat pe ea $300 sau ceva de genul ăsta, cred mai mult la vremea respectivă. Și m-a durut inima. Inima, sufletul, toate, că nu venea să cred că am dat atât de mulți bani pe o oală. Dar mi-am dat seama că în anii anterior cheltuisem atât de mulți bani pe oale care n-am făcut nimic cu ele. Și nu e doar faptul că eu mănânc smalțul de pe ele și nu e sănătos pentru mine, dar e faptul că după 3-4 ani le arunc. Și unde ajung? Ajung la gunoi, pe câmp, cine știe, prin ocean, nu știu unde sunt oalele mele acum, dar nici nu vreau să mă gândesc. Și atunci am decis că ar trebui să fiu responsabilă și să-mi cumpăr mai puține oale și încetul cu încetul să-mi construiesc colecția. Ei, să vă arăt prima oală. Am aici munți de oale în jurul meu. Și nu știu cum să vi le arăt. Așa. Prima oală Le Creuset a fost una roșie. Cum am gândit eu să-mi fac... V-am spus că sunt munți de oale. M-am gândit eu să-mi fac colecție roșie, după care revin. Asta este prima oală. Am și un capac la ea care nu l-am adus, că nu mai am loc. Așa arată oala mea Le Creuset, care, sincer, pe asta am spălat-o în mașina de spălat. Ceea ce nu e. Adică ei spune să le speli în mașina de spălat în raftul de sus, nu în ăla de jos și cred că asta nu intra în ăla și am pus în aia de jos. Deci nu arată perfect, dar după cum vedeți n-am mâncat niciun smalț de pe ea și cred că o am de vreo 6 ani de zile. Așa arată o oală Le Creuset și asta până nu mi-am cumpărat altele, am folosit-o, foloseam la fiecare masă și eu gătesc de 3 ori pe zi, nu pe săptămână. Deci, da, sunt foarte mulțumită de ea, doar faptul că cheltuiam înainte pe un set vreo $400 și foloseam 2 ani de zile și-o scos banii oala asta și cred că o să am mult mai mult de atâta, pentru că acum am și altele și le mai rotesc. Da, asta e oala mea mai mare,
Și e prima mea oală Le Creuset. Pe urmă am zis, ok, am început să îmi dau seama că ăsta e drumul pe care vreau să merg și da, sunt mai scumpe, dar trebuie să renunț la celelalte că nu sunt sănătoase. Și mie îmi place să gătesc câte puțin din fiecare, nu-mi place să gătesc o oală de ciorbă pentru toată săptămâna, nu funcționează pentru noi, eu sunt foarte pofticioasă, dacă mi-este poftă de ceva, vreau să mănânc, dacă trebuie să mănânc aceeași mâncare de 3 ori într-o săptămână, nu mai îmi place, decât dacă am poftit-o și mi-am făcut-o proaspătă de 3 ori. Știu, sunt extraordinar de norocoasă să am timpul să fac asta, nu știu, nu am am alte hobby-uri, YouTube-ul, dar gătitul este unul dintre hobby-urile mele și atunci îi aloc timp. Și pe urmă am cumpărat o oală mai mare de la All Clad. All Clad este un brand american. Le Creuset este un brand franțuzesc. Și este din oțel inoxidabil. Este tot mare, că am zis să încep cu alea mare în primul rând, că na, pot să fac mai multe între ei, în ele. Și asta cred că are vreo 5 ani de zile, oala asta, și îmi place la nebunie. Sincer, acum am mai multe mai micuțe și le folosesc pe alea mai des, dar și din cauza că lui John câteodată trebuie să-i fac fără ceapă, să fac două feluri de mâncare și atunci folosesc mai multe mai micuțe. Dar înainte foloseam asta extraordinar de mult. Este făcută în America și iară, costă cât un picior și cât o mână, dar cred că arată extraordinar de bine după atât de mult timp și am citit review-uri pe internet și sunt persoane care zic că eu încă mai am oala Le Creuset al lui bunica. Adică țin foarte mult timp. Și am fost la un târg de vechituri și am găsit oale Le Creuset. Adică chiar se vând și sunt într-un stadiu bun, ok. Adică nu sunt foarte, foarte uzate. Da, pe urmă, o altă oală care îmi place la nebunie și am folosit-o foarte mult timp, care mi-aduce aminte de Laboșul lui bunica. Nu știu dacă bunicile voastre au avut Laboș sau dacă știți ce e un Laboș, dar Laboșul, cel puțin la bunica, era o oală din fontă foarte grea în care prăjea de la, cum le zicea la alea, din grăsime. Stai să mă gândesc. Prăjea de la jumeri la pui. Și făcea, cred că, în Laboș și mămăliga, dacă nu mă înșel. Ei, inspirată de Laboșul lui bunica, care îl folosea foarte mult, mi-am cumpărat și eu un Laboș. A zice că e un Laboș. Eu zic că arată ca un Laboș. Că nici al lui bunica nu cred că avea capac sau nu știu, nu mi-aduc aminte. Și asta e o chestie, nu mai țin minte care e numele. Am găsit-o la Le Creuset și era ieftin. Cred că nimeni nu vroia un Laboș. Partea urâtă e că nu ai capac. Dar, sincer, când eram doar eu cu John, făceam foarte multă mâncare aici pentru că exact două porții îmi intră în asta. E din fontă, e grea, e extraordinară oala asta, Laboșul ăsta. Așa, pe eu așa îi spun, Laboș. Da, îmi intră exact două porții la cină, la prânz, dacă fac un stir fry, legume cu un sos, fac aici. Da. Am uitat să precizez, în prima aia oală, aia roșie pe care am cumpărat-o, în aia îmi place să fac și pâine la cuptor. E mărimea perfectă pentru pâine. Pe urmă, mai am oale. Da, penultima achiziție de la Le Creuset, m-ați văzut când am făcut-o într-un vlog, a fost această ediție specială cu Parisul, cu turnul Eiffel. Mi-am cumpărat-o pe asta pentru că e mărimea mică, după cum am spus mai nou, gătesc mai multe feluri, mai multe cratițe și asta e cam de mărimea Laboșului, doar că are capac. Și asta n-are niciun an de zile, dar e frumoasă. Din nou am pus-o și pe asta în mașina de spălat. Încerc din ce în ce mai mult să le spăl de mână, că știu că o să aibă o viață mult mai lungă, dar da, asta e penultima achiziție și ce să zic, sunt mulțumită. Sunt mulțumită, eu nu folosesc ulei și astea se prezintă foarte bine, fără ulei. Nu se prinde mâncarea așa de tare, dar într-adevăr, dacă vrei, de exemplu, să faci clătite, ai nevoie de ulei, că se prinde, n-are cum. Nu o să-ți fie nicio oală
Poate să fie mama Le Crusetului, nu o să-ți... Nu se comportă exact ca și un tefal, care poți să prăjești fără ulei. Trebuie să alegi, mi-am dat seama la un moment dat, că trebuie să aleg între ce vreau. Vreau să fac mâncare fără ulei în totalitate sau să mănânc și să mănânc tefalul sau să fac puțin ulei când fac clătite. Asta e singura chestie la care încă mai folosesc ulei. Când fac clătite trebuie să pun puțin ulei, că altfel fie se arde mâncarea clătita, fie se prinde și nu poți să faci nimic cu ea. Pe urmă, tot din oțel inoxidabil, mai am două crăticioare mici care le folosesc la dimineața, la terciu de ovăz, tot oțel inoxidabil. Asta chiar e, cred că, printre primele din oțel inoxidabil care mi-am cumpărat. De la Surle Table aveau propriul lor brand de cratițe și mi-a plăcut enorm și e foarte grea și mare, așa, nu știu, groasă se pare. Și sunt foarte mulțumită de ea, dar n-am mai găsit brandul ăsta și am mai cumpărat una, cred că tot anul trecut sau cu 2 ani, de la Le Crusette. Am două vin cu capac. Am capacul pentru asta și pentru asta nu am mai adus capacul, dar da, vin cu capac și astea le folosesc pentru terciu de ovăz. Dacă fac paste, dacă fier paste, de exemplu, și John mănâncă fără gluten, îi fac lui în asta și mie și lui Jory în cealaltă. Cam asta e ideea. Altfel aș folosi cratițe mai mari pentru paste. Dar pentru terci e mărimea perfectă. Pe urmă, cred că am cam terminat cu cratițele. Trecem la tigăi. Bine, mai am câteva, dar astea sunt care spun eu că le folosesc cel mai mult și mă ajută cel mai mult în bucătărie. Tigăile, după cum spuneam, poți să-ți iei tu mama lui Le Crusette și mama lui All Clad, că tot o să ți se prindă mâncarea. Am văzut că All Clad are acum o tigaie specială din ceramică, care zic ei că este extraordinar de performantă și așa mai departe. Este extraordinar de scumpă, vreo $300 și mă gândesc să-mi o cumpăr, dar îmi este frică că o să mănânc ceramica aia, chiar dacă e făcută în America, chiar dacă e All Clad. Și nu știu. Mi-ar trebui o pentru clătite, că ăla e singurul loc în care, singurul moment în care mi se prinde mâncarea. Că în rest folosesc supă de legume, dar ce să vezi, nu poți să faci clătite cu supă de legume. Sau poți, dar nu ies bune. Și așa, am o tigaie. Asta îmi place că e mai mică și intră și în cuptorul celălalt mic și fac tofu aici dimineața, din ăla tofu cu ou. Tofu care arată ca și ou sau... nu mai prăjesc, dar pot să și prăjești în ea chestii, după care mai am una mai mare care e mov. La un moment dat mi-am dat seama că îmi plac toate culorile de la Le Crusette și nu o să merg doar pe roșu și mi-am început să-mi cumpăr mai multe așa, ca sorcova, curcubeu, și o am pe asta tot din fontă, care, sincer, nu știu, o folosesc la clătite sau asta, dar mai mult îmi place asta. Asta o folosesc mult mai mult. Deci asta nu e neapărat un must, dar dacă îți prăjești cârnați sau alte mâncăruri, poți să o folosești și pe asta. Dar da, îmi place mult mai mult asta decât cealaltă. Cealaltă îmi place că e mova. Da, și cred că aia mova am cumpărat-o când încă foloseam ulei. Și ultima achiziție de la Le Crusette este tigaia aceasta, care ați văzut-o pe parcurs la Vlogmas, cred, nu? Și îmi place la nebunie și te gândi că ce e așa de deosebit de asta despre oala ta, dar capacul e deosebit. Arată ca și un fulg de nea, extraordinar de frumos, adică cum e făcută munca depusă, e extraordinară. Și o folosesc foarte mult. O folosesc când fac legume, că toată asta mâncăm legume. Seara, porții pentru noi trei ajunge în treaba asta. Dacă fac un papricaș din ciuperci, tofu, spanac, asta o să fac astăzi. Și fac o mămăligă în laboșul meu sau în asta cu parisul și asta e cina. Da, cam astea sunt
Cam astea sunt găile. Și mai am un grill pe care îl folosesc. Chiar grillul, sincer, am experimentat cu foarte multe ustensile și electrocasnice pentru bucătărie când m-am mutat, pentru că m-am mutat în America, aveam și posibilitatea și Dumnezeule că te au aici. Adică te duci într-un magazin și mă duceam în magazin și venea să plec cu magazinul. Și mai era o chestie că duminica John mergea tot timpul la un doctor, nu știu ce terapie făcea el, și ca să nu stau acasă singură, mă lăsa la un mall. Și mă plictisesem să mă tot uit la haine și intram în magazinul astea cu chestii pentru casă și aveau și au atât de multe chestii și eu învățam să gătesc și mă gândeam că toate astea o să-mi ușureze viața. Nu e adevărat. Am cheltuit mulți bani pe grill electric cu spumă de nu știu ce sau nu, cu abur de apă și care... Nu. L-am încercat pe toate alea. Nu făceam mâncarea mai bună, tot îți trebuia niște ulei, nu ne place mâncarea la grill, da, dacă mănânci carne, înțeleg, dar noi nu mâncam. Și am cheltuit banii pe multe din astea, dar până la urmă mi-am luat un grill din ăsta, tot de la Le Creuset, și n-arată extraordinar de bine că e spălat, doar că na, nu folosesc ulei și cam așa arată. Îl folosesc dacă vreau să îmi fac niște ciuperci la grill. Asta e singura chestie pentru care îl mai folosesc acum. Înainte încercam să-mi coc și vinetele pe el, dar nu ies ok și mi-am dat seama că mai bine să le pun în cuptor și le coc în cuptor, pentru că vreau să fac salată de vinete. Dar, da, cam astea sunt principalele oale care le folosesc cel mai mult și sincer, cred că mai am 3-4 extra, 3 care nu sunt aici. Deci nu am chiar atât de multe. Poate sunt multe, dar nu sunt... Nu pot să zici că exagerez. Adică mai am 3 și atâta. Au avut acum o ediție de Halloween. De Valentine's Day, Larisa, cu un Le Creuset tot din fontă, în formă de inimioară. Și am vrut să mi-l cumpăr, dar mi-am dat seama că nu e cel mai practic. Adică arată extraordinar de frumos, dar nu este extraordinar de practic. Acum o să iau oalele astea de aici, să le pun în bucătărie pe pult, ca să pot să revin și să vorbim despre restul ustensilelor de bucătărie. Da, și după cum spuneam, am experimentat cu foarte multe chestii care am tot au ajuns la Goodwill, pentru că îmi dau seama dacă am ceva în dulap care nu-l folosesc de un an de zile, într-un an de zile, hai să zicem că ai unele chestii care le folosești doar de ziua recunoștinței sau nu știu. Dacă îmi trece un an întreg și nu am folosit acel ceva, îmi dau seama că este inutil în bucătărie și doar îmi ocupă spațiu și doar îmi dă energie așa de sufocare. Nu avem o casă extraordinar de mare, bucătăria e mare, dar nu foarte, am o vedere extraordinar de frumoasă, dar asta înseamnă că nu am loc pentru dulapuri unde e geamul, pentru că am un perete doar din geam sau partea de sus e doar geam și nu am extraordinar de mult loc de depozitare și nici nu avem cămară. I-am zis lui John, dacă vreodată o să ne mutăm din casa asta, nu mă mut în altă casă decât într-una cu o cămară. Și nu că vreau neapărat să pun zacuscă sau gem de căpșun peste iarnă, cu toate că eu cred că mi-ar plăcea și asta, dar multe dulapuri sunt ocupate cu mâncare, că nu vreau să mă duc la magazin în fiecare zi să cumpăr năut sau nu știu. Și nu am extraordinar de mult spațiu, dar într-adevăr am și farfurii pentru 5.000 de persoane dacă vor să vină să facă nuntă la mine acasă. Am farfurii pentru toate persoanele alea, nu am tacâmuri, dar am farfurii. Asta e o altă problemă. Dar am câteva ustensile care sunt extrem de folositoare și care le folosesc mai tot timpul. Și una dintre cele mai folosite chestii de bucătărie la noi este forma asta pentru pai, pentru plăcinta americană, pentru chișă, dar fac atât plăcinta de dovleac în ea, fac și chișele și plăcinta de cu asta, cum îi zice, mere și multe. Deci folosim asta foarte mult și cred că am două la un moment dat când am făcut mâncarea de ziua recunoștință, cred că era, mi-ar trebui 3 din astea. Pe urmă, un alt
O altă ustensilă foarte folosită sau da, o altă chestie de bucătărie este un vas de iena. Am două sau trei, cred că. Asta e mop de la Le Creuset, bineînțeles. Nu trebuie să fie de la Le Creuset. Îmi place un vas de iena că poți să faci la cuptor. Mi-a zis mie odată o doamnă, cea mai ușoară mâncare e aia care o pui la cuptor. Le pui toate acolo într-un vas și le bagi la cuptor și extraordinar de rapid. Și am avut un timp în care făceam mâncare numai la cuptor. Cum mi-a zis ea, le puneam toate acolo la cuptor și gata. Și încă mai fac din când în când, dar nu la fel de des precum înainte. Dar e bun pentru lasagna, de exemplu, pentru cartofi la cuptor, pentru sufleu de cartof, pentru multe chestii. E bun un vas de iena. Țin minte, când eram mică, mama avea vase de iena, dar avea alea din sticlă transparente și, sincer, alea nu-mi plac atât de mult, dar astea așa colorate sunt frumoase și astea sunt frumoase și de pus direct pe masă. Dacă am făcut lasagna, pun direct pe masă așa și ții câtă vrei tu din ea. Pe urmă, unul dintre cele mai folosite ustensile de bucătărie este acest coș pentru legume la abur. Laburi, nu labur. Da, da, e un coș care poți să-l pui atât în oală când faci, cât poți să-l pui și peste oală, dacă oala e mai mică. De exemplu, asta, nu intră coșul și-l pun aici. Pun legumele la abur, așa, și pun un capac și le fac la abur. Dacă e o oală mai mare, poți să pui tot coșul în oală și pui apă sub coș. Doar că dacă îl pui în oală, mie nu-mi place să pun mai multă apă decât înălțimea coșului, pentru că atunci stau legumele în apa respectivă și pun doar atâta cât piciorușele astea. Numai trebuie tot timpul să verific să nu scadă toată apa și să nu am apă, că pe urmă se arde oala. Am învățit și din astea. Și da, e foarte util. Știu că sunt foarte multe din silicon, din plastic. Am avut și eu din plastic, după care am trecut la perioada numai plastic. Mulțumesc că toată căldura aia vine în coșul tău și legumele tale stau acolo și îmbibă tot plasticul ăla în ele. Și ăsta e chiar foarte folositor, nu e foarte scump și îl folosesc o grămadă. În special Johnny, care îmi cere broccoli toată ziua, că el crede, așa gândește el, că dacă mănâncă broccoli o să crească mai repede. Și apoi broccoli îmi cere tot timpul. O altă ustensilă foarte folositoare sunt aceste site. Am un set de 3 site din astea, una mai mică, una mijlocie, astea e mijlocie și una mai mare. E pentru când fac pastele, pentru când iau o conservă de fasole și vreau să scap de apă, cu toate că apa aia e sănătoasă, când vreau să strecor orice. Sau câteodată mă pun și pun vinetele la cuptor pentru salată de vinete seara și le las, dau pielea jos, coaja jos și le las în ăsta și îl pun într-un bol în frigider peste noapte să scadă apa aia din sucul din vinete ca să fac salata. Și da, sunt foarte folositoare. Din nou, sunt foarte multe din astea de plastic pe piață. Cred că am avut una singură de plastic înainte și cred că s-a rupt și pe urmă le-am cumpărat pe acestea. Sunt tot de la All Clad, dar pentru că eu deja sunt client la ei pe site, câteodată îmi trimit că au oferte o dată sau de două ori pe an vânzări din fabrică, care sunt, cred că, produse care au fost returnate sau sunt produse care au fost fabricate cu un defect. Și îți spun, îți spun acolo pe site, sunt prețuri extraordinar de bune și îți spun fie cu ambalaj defect sau cu un defect din fabrică. Și tot timpul aleg pe cele, de fapt, tot timpul. Cred că asta e singura chestie care am cumpărat-o de la ei, de pe site, setul ăsta, și avea un defect ambalajul. Și l-am cumpărat cu $50 în loc de $100 tot setul, ceea ce mi s-a părut un preț foarte bun. Adică $50, nici dacă le-aș fi cumpărat de altundeva, n-ar fi fost doar $50 și astea sunt făcute în America. Din păcate nu se mai prea găsesc chestii făcute în Germania, că știu că și era un brand care făceau ustensile de bucătărie în Germania, dar nu se mai găsesc în America. Ok, o altă ustensilă este tocătorul acesta. Ce whiteboard! Eu folosesc tocătoare din plastic. Am două sau trei, cred, pentru că sunt mult mai ușor de curățat.
un tocător, am tocător din lemn, dar nu folosesc tocătorul din lemn. Și nu folosim, adică nu mâncăm carne în casa asta și dacă Johnny mănâncă pește, de obicei îl cumpă direct preparat. Dar toți microbii sau toate bacteriile de pe carne se transferă pe suprafețele din bucătărie și un tocător de lemn este foarte greu de dezinfectat, de curățat cum trebuie. Știu că la bunica ea așa făcea la țară și nu trebuia să dezinfecteze nimica, dar în același timp ea își creștea propriile animale pe care le omora și pe care le mâncam. Adică era o altă chestie. Acum toată ziua auzi de câte alt caz de E. coli, boli, nu știu ce, de la cine știe ce animale și să ai grijă să nu se transfere. Ei, sunt și fructe care poate să contacteze, să transmită acest virus sau ce sunt. Și așa că îmi place foarte mult să tai fructele și legumele pe plastic pe care îl pun pe urmă în mașină de spălat vase, care le spală și pe urmă le dă cu apă fierbinte și pe urmă le dă cu steam-ul ăla foarte fierbinte și dezinfectează suprafața și îmi place mai mult așa. Și sincer, cele de lemn arată foarte frumos, dar sunt și foarte pretențioase, nu pune apă, nu fă din asta, nu poți să le dezinfectezi și mai bine așa. Sunt mai mulțumită. Ok, mai am câteva ustensile micuțe, că deja mi se pare că vorbesc de foarte mult timp de oale și tigăi. Mă simt ca și la QVC. Welcome to my show. I have here pots and pans. Do you want to buy them? Este o emisiune. De fapt, este un 3 canal de televiziune în America care se numește QVC și care tot ce fac acolo vorbesc despre produse. Și tu trebuie să suni la un număr de telefon și să comanzi produsul respectiv. Și vin aici și zic, această sită este cea mai bună sită, este rezistentă și poți să faci asta în ea și asta și asta și asta. Și cumpără, sună acum la 800, nu știu ce număr au ei. Glumesc, dar și am cumpărat de la QVC, nu neapărat că mă uit pe canal, dar au și un site de unde mai cumpăr câteodată oale. Cred că câteva de la Le Creuset sunt cumpărate de acolo. Da, este un canal de televiziune care asta face toată ziua, numai promovează produse. Și mă simt și eu ca și cum ar fi de acolo. Dar e foarte greu, că fac totul live. Am avut și noi un contract odată la muncă cu competitorilor și este extraordinar de greu și persoanele care fac asta, prezentatoarele respective, sunt extraordinar de bune, că vorbesc foarte rapid și convingător și totul e live. Nu pot să... Oh, m-am bâlbuit, stai să opresc și să editez. Nu, e totul live. Ok, revenim la oalele noastre. M-am mutat în America și totul nu-i cu gramaj, e cu cups and spoons. Și totul se măsoară cu cările și cu lingurițele. Dacă ești în România și nu ai măsurătorul ăsta, e cam așa. Păi stai că am 5 căni și de 5 măsuri diferite. Care sunt? Ei, aici au măsurătoarea lor de cană, care n-am știut până nu m-am mutat aici. Și poți să cumperi seturi din astea. O cană, jumătate de cană, o treime de cană și o pătrime de cană. Ei, pentru că gătesc ceva, sunt și niște căni din astea din... am și eu una, dar nu știu unde. Este din sticlă, care ai gramajul pe ea. Sunt și alea. Dar mie mi se par mult mai ușor de folosit astea, convenabile, pentru că bag asta. Dacă îmi trebuie, de exemplu, făină, bag una din astea, o rad și am o cană de făină. Nu trebuie să transfer cu lingurița făina în cană să văd până ajung la o cană. Și mi se par foarte ușor de folosit și astea le-am luat de la Target, foarte ieftine, poți să-ți cumperi din oțel inoxidabil și din ce vrei și din plastic și din... sunt de toate felurile. Pe urmă, lingurițe din astea, iară, asta e o lingură, asta e o linguriță, asta e jumătate de linguriță și asta este o pătrime dintr-o linguriță. Și astea se găsesc de porțelan, se găsesc de sticlă, se găsesc de ce vrei tu, de toate. Eu iar le-am cumpărat de la Target și din astea am, sincer, vreo 5 seturi, pentru că dacă fac o rețetă și îmi trebuie o lingură de ulei, de, nu de ulei, de unt de arahide, după care o altă lingură de
unt de migdale, nu-mi place să le combin și nici nu-mi place să mă opresc din gătit ca să le spăl. Și atunci am mai multe seturi, ca să vezi. Și nu sunt scumpe, așa că mi-am permis și eu să-mi cumpăr mai multe seturi. Pe urmă, foarte important în orice bucătărie este când merg într-un Airbnb și n-au din astea, zic, ce casă e asta? Zdrobitoare din asta de usturoi. Păi cum măcinăm noi usturoiul sau cum îl zdrobim? Zdrobitoare, nu-i măcinătoare, nu? Zdrobitoare. Și am cumpărat și chestia asta care o folosesc câteodată, dar îmi zdrobesc și unghiile pe ea. E așa de frecat usturoiul pe ea și iese bun, dar mai mult îmi place ăsta. Din astea iar mi-am cumpărat câteva, nu e perfect, dar ăsta îmi place cel mai mult până acum. Sper să găsesc unul mai bun. Sunt unele care sunt pe internet 60 de dolari. Apoi 60 de dolari eu nu o să dau pe o zdrobitoare în asta de usturoi. Dacă merg tot timpul într-un Airbnb și n-au una din asta, zic cum? Cum? Ce oameni sunt ăștia care au făcut Airbnb-ul ăsta, l-au pus pe piață fără un zdrobitor de usturoi? Exact așa au făcut. Am o prietenă din Rusia care s-a căsătorit cu un american și a venit primul Crăciun împreună și zice, păi unde ți-i mașina de măcina carne? Păi nu am. Nu ai mașină de măcina carne? Ce casă e asta? Că în Rusia, în fiecare casă, avem mașină de... Știți mașinile alea care erau roșii așa și măcinai de mână? Exact așa erau și în Rusia, când mi-au arătat poze. Când zic, cum arătau așa? Și să vezi cum o trebuit eu să comande pe Amazon. Ne-am dus în ziua respectivă, dar n-am găsit la Best Buy și nici la Target și am comandat și acum avem mașină de măcina carne. Așa și eu. Ce casă e fără zdrobitor de usturoi? Pe urmă, tot o ustensilă care îmi place câteodată să pot să frec usturoiul, să răzuiesc usturoiul sau ghimbirul sau morcovii dacă îi vrei foarte mici. Am răzătoarea asta, sincer, asta o folosesc mai mult decât răzătoarea convențională. Cealaltă convențională o folosesc doar din ani în pași pentru morcovi, care câteodată îi cumpăr direct răzuiți. Dar, da, asta îmi place foarte mult și o folosesc care are multiple posibilități de a fi folosite. Aia îmi place. Cu excepția la cea de usturoi care nu ai nevoie, că mie îmi place usturoiul. Pe urmă, o chestie astea de curățat cartofii, morcovii și toate astea, ci că se bagă și degetul aici, prin ea, așa, nu știu. Am cumpărat multiple, asta îmi place cel mai mult, asta e dinainte de Larisa. John a venit cu zestre asta. Îmi place, țin minte că mama avea una din Germania, de când m-am născut eu, sau aveam un an de zile de când ori cumpărat-o și până la sfârșit totul a avut-o pe aceea și a funcționat. Așa că încerc și eu să țin cu dinții de astea până o fi bătrână. Pe urmă, o altă ustensilă care vă place și ați văzut-o la mine este această foarfecă de tăiat verdețurile. Când eram mică, mama mă punea să toc verdețurile. Și mai mică, și mai mică, și mai mică. Și am crescut mare și mi-am cumpărat foarfecă. Ce e fain e că are patru din astea de lame și când pui verdeața acolo, le tai micuți. Micuțe, micuțe, micuțe și nu mai trebuie să te mai chinui. Îmi plac la nebunie, doar că nu poți să le bagi la mașina de spălat sau dacă le bagi la mașina de spălat, se strică după puțin timp, după un an, doi și trebuie să le înlocuiești. Așa că, da, le bag și la mașina de spălat și după care trebuie să-mi cumpăr altele. Un pămătuf din ăsta tel micuț, am și unul mare, dar sincer pentru dressing-uri la salată, îl folosesc pe ăsta mic, ăsta îl folosesc cel mai des, ăla mare îl folosesc doar când fac mămăligă, și că ăsta e cel mai des folosit. Bine, dacă ai unul mare, poți să-l folosești pe ăla și când faci dressing-ul, dar de obicei fac dressing într-un bol micuț și ăla mare mai cade. Dacă trebuie să mă opresc să pun un ingredient sau ăsta stă. Pe urmă, mai am trei ustensile aici și mai vorbim de niște alte chestii și suntem gata. Mai am câteva chestii să vorbim, despre care să vorbim multe, de fapt. O din asta, cum îi zice, clește, clește. Un clește în ăsta pentru când fac ciuperci la grătar, pentru când fierb teiței în supă și vreau să-i pun în oală și dacă iei cu polonicu, îți cad din polonicu, eu folosesc teiței din aia groși asiatici și atunci iau cu cleștele frumos. Când fac paste, spaghete sau asta, iar le pun pe farfurie cu cleștele. Place-l. Asta e una din ustensilele folosite. Am mai multe ustensile, dar am zis să vi le aduc pe alea care le folosesc cel mai mult dacă e de
vă sunt de folos. Pe urmă, o altă chestie care o folosesc o grămadă este această spatulă. Îmi place, mai am una care nu are găuri, deci nu contează, dar nu-mi plac alea care au găuri multe, lungi, așa. Ce îmi place este că e subțire. Mă enervează spatulele alea care sunt mai grosuțe, așa. Trebuie să fie foarte subțire. Când încerci să iei clătita aia și spatula aia e mai groasă decât clătita, nu funcționează pentru mine. Și da, e foarte subțire. Și asta îmi place la asta și îmi place că e mare, intră clătita americană direct pe ea. Și mai am multe linguri de lemn și din astea de silicon. Pe astea de silicon încerc să nu le folosesc în ceva fierbinte. Cu toate că am una specială pentru Vitamix și pe aia o folosesc că numai aia intră în Vitamix-ul ăla, în borcanul mai micuț. Dar încerc să le folosesc doar în chestii dacă amestec pentru o prăjitură compoziția sau dacă amestec compoziții înainte să le pun pe aragaz, încerc să le folosesc pentru că până la urmă da, e silicon. Zic ei că e fără BPA sau orice altceva, dar e silicon, mai sfântă e lingura de lemn. Și da, am multe linguri de lemn. Mama, de exemplu, avea linguri de lemn pentru dulci și pentru sărat. Eu nu sunt gospodină atât de mare pentru că nu fac atât de multe dulciuri și atunci nu am pentru dulce și sărat, le folosesc toate pentru sărat, dar de obicei folosesc pentru dulce spatulele astea de silicon în loc de cele de lemn. Nu-mi place când gătesc să las lingura în mâncare până adaug următorul ingredient, nu știu de ce. Nu-mi place, mi se pare că atunci lingura prinde gustul. Mi se pare că, în special astea de silicon, chiar nu le-aș lăsa pentru că pur și simplu las plasticul ăsta să îmbibe toată mâncarea cu cine știe din ce e făcut. Tot timpul îmi place să le pun pe lângă sau am suport din ăla de linguri care îl țin chiar lângă aragaz și le pun acolo și pur mă duc să iau următorul ingredient și adaug în oală și amestec din nou. Cine ar fi crezut că pot să vorbesc atât de mult despre oale și tigăi? Cu siguranță nu eu. Da. Despre electrocasnicele din bucătărie. V-am spus că am încercat grill electric, am avut și o mașină de făcut paste, că am zis că îmi fac paste proaspete de acum încolo. Ei, toate rețetele erau cu ou, așa că până la urmă trebuie să vând aia pentru $30 și am plătit $300 pe ea. Am încercat multe electrocasnice pentru bucătărie și încă mai am o presă din asta de făcut panini sau pot să întorc grillul ăla și să fac waffles în ea. Mai am oala sub presiune, care mi-am cumpărat-o anul trecut, cred, sau acum 2 ani de zile. Și mai am air fryer-ul, care mi l-am cumpărat anul ăsta și mai am și cuptorul de pizza. Cuptorul de pizza, probabil dintre toate, cuptorul de pizza e cel mai puțin folosit. Încerc să folosesc o dată pe săptămână, dar nu-mi iese. Sincer, nu facem pizza o dată pe săptămână. Dar în special vara îl folosesc foarte mult. Și îmi place că iese pizza foarte rapidă și crocantă, exact ca și la o pizzerie și, sincer, eu în LA n-am găsit o pizzerie care să mă dea pe spate să zic wow, pizza asta este extraordinar de bună, nu știu. Fie fac blatul prea gros, fie îl fac prea subțire, fie n-are gust, nu știu, nu îmi place. Așa că chiar sunt mulțumită de acel cuptor. Dacă mi-e poftă de o pizza, știu că pot să mi-o fac acasă și mi-o fac rapid, pentru că durează 4 minute pizza să fie făcută în el. E, cred că, singurul cuptor care poți să-l bagi în priză și se încălzește până la 500 Fahrenheit. Așa că sunt mulțumită de el. Air fryer-ul e bun, l-am folosit foarte mult la început, acum nu-l mai folosesc chiar atât de mult, pentru că mi se pare că dă un miros casei de fast food când îl folosesc, dar dacă trebuie să fac o cină rapidă pentru băieți sau dacă am rămas în urmă, pun ceva în air fryer și se face mai repede, pentru că nu trebuie să aștepți după cuptor să se încălzească și se fac mai rapid în air fryer decât în cuptor. Pe urmă, oala sub presiune e bună de făcut legumele rapid, gen când vreau să fierb porumb, când vreau să fac fasole, e foarte bună, sau orez, pentru că noi folosim orez brun în majoritatea timpului, ăla durează mult pe aragaz, așa că în oala sub presiune e rapidă. Două ustensile de bucătărie care, dacă ar trebui mâine să mă mut într-o tiny house și să-mi aleg doar două care să le iau cu mine, ar fi Vitamix-ul, care este blenderul meu,
Și care una dintre voi m-ați luminat și mi-a spus: hei, Larisa, pentru ăsta mare se găsesc și din astea pahare mici, că ăsta e o generație mai veche, că l-am de ceva ani de zile și pot să am și din astea pahare mai mici când fac un dressing sau un sos rapid, tot timpul mă enerva că ăsta e atât de mare și trebuie să fac o porție mare. Ei, pot să fac porție mică în paharul ăsta și îi adaug capacul așa, închid și pe urmă îl bag în Vitamix și se blenduiește. Înainte să-mi cumpăr Vitamix-ul, eram genul, nu o să dau $500 sau $400, nu știu câte au fost, nu mai țin minte, pe un blender, când sunt atât de multe blendere pe piață. Și zic, vreau și unul din sticlă, nu vreau din ăsta din plastic. Și apoi am cumpărat un blender și îl înlocuiam la fiecare 6 luni de zile. Și până la urmă am zis, gata, nu mai pot. Și nici nu le făcea, adică smoothie-ul nu îl făcea smoothie. Adică nu era smoothie, era cu bucăți, așa, zici că le-am dat eu cu, le-am tăiat eu cu cuțitul. Și până la urmă am zis, ok, gata. Cred că i-am cerut lui John într-un an de Crăciun să mi-l cumpere. Am zis, hai că e timpul pentru un Vitamix, să bem și noi smoothie-uri ca lumea și să putem să facem sosuri vegane și să iasă bine. Că oricât îl țineam pe celălalt blender, dacă blenduiam și 5 minute, tot nu ieșea fin sosul. Tot aveai dărabe de alune sau de ce, din ce îl făceam. Și sincer, l-am folosit și îl folosesc, câteodată îl folosesc de 3-4 ori pe zi, în special de când am rezervele astea. Mai am încă unul din ăsta, deci am 3 borcane pentru el. Ieri, de exemplu, toate 3 erau la spălat pentru că le-am folosit pe toate 3 ieri. Deci atât de mult îl folosesc. Și cred că dintre toate ustensilele, cu excepția cuptorului și aragazului, e cel mai folosit din bucătăria mea. Pe urmă, de foarte multe ori mă întrebați când vă arăt robotul meu de bucătărie. Nu am, nu știu, de fapt, cred că e un... Nici nu-i robot de bucătărie, nu știu, nu-i blender, dar nici robot de bucătărie nu-i. Nu-mi place și nu am loc pentru un robot din ăla mare, cu 5.000 de lame, care face multe chestii. Nu am loc și nu îi văd rostul. Dar am acest chopper, nu știu cum îi zice, care taie legumele sau le sfărmânțează. Nu le face atât de mici și de fine ca și Vitamix-ul, dar dacă am nevoie, de exemplu, de ciuperci, cu toate că îmi place să le tai cu cuțitul, pentru că ne place să mestecăm, dar dacă trebuie să le tai foarte mici, să le blenduiesc, le pun aici și sunt micuțe, dar sunt... Încă mai ai ceva din ele. Nu sunt ca și cum le-ai băgat la Vitamix să faci, nu știu, un sos din ele. Dacă fac humusul, nu-l fac tot la Vitamix, dar dacă fac niște compoziție pentru chiftele vegane sau pentru cârnați vegane, le fac în chestia asta. Dacă trebuie să iau ovăzul și să-l blenduiesc să devină făină de ovăz, folosesc treaba asta și e din sticlă partea asta de jos, asta de sus este plastic și l-am de vreo an bun de zile și sincer l-am cumpărat de pe Amazon cu 30 ceva de dolari. Nu se mai vede brandul, ceva home something, dar se mai găsesc multe varianta asta, că știu de fiecare dată când îl vedeți în video, măcar o persoană mă întreabă ce e ăla, de unde l-ai cumpărat și caut acolo glass chopper kitchen thing și o să găsești, o să-ți apară. Și are 2 viteze, mic, nu știu care e mai mică, care e mai mare, cred că asta e mai mică, asta e mai mare, dar e perfect. Adică e o ustensilă care, dacă aș trebui să mă mut într-un tiny house, cu siguranță aș lua-o cu mine pe asta și pe Vitamix-ul și cred că pe restul aș putea să le fac singură. Da, pe lângă toate astea mai am tăvi, care mă gândit că n-are rost să vi-l arăt. Am una din oțel inoxidabil de la All-Clad și iar încerc să folosesc în tavă hârtie de copt dedesubt ca să nu se prindă mâncarea respectivă de tavă, să nu trebuiască să mănânc din smalțul tăvii și că sunt mai ușor de curățat. Și am și tavă în asta formă de brioșe, formă de gogoș, astea sunt toate fițe că poți să trăiești fără ele, adică poți să pui brioșele doar în
chestiile alea de hârtie când le pui la cuptor și tot o să fie bine. Dar, na, sunt chestii extra care, da, le folosesc, dar pot să trăiesc fără ele. Da, cam astea sunt principalele chestii, bineînțeles, cuțitele, să nu uităm să specificăm cuțitele. Vi le-am arătat, mie îmi place, cum zice la brandul ăsta? O să vă notez aici brandul, că-l uit tot timpul. E un brand făcut în Japonia, cuțitele sunt extraordinare, am 4 de la ei, acum cam am o chestie de Crăciun, tot timpul cer lui John un cuțit. Sunt foarte bune, am cuțit de pâine de la ei, am un cuțit mic care, din păcate, îl bag la mașina de spălat, cuțitele nu trebuie spălate la mașina de spălat că se distrug. E singurul articol, cuțitele mari, care niciodată nu le bag la mașină și sunt foarte... Nu contează cât de obosită sunt, nu contează cât de multe chestii am de făcut, mai bine îl las murdar în ghiuvetă decât să îl bag la mașina de spălat. Pentru că e aburul ăla cald, strică lama, nu sunt bune. Dar ăla mic, din păcate, îl mai bag la mașina de spălat. Odată am găsit-o pe doamna care m-a ajutat la curățenie, că l-o băga la mașină. Să vezi ce îmi căutam toată spaniola care o mai știam eu de prin liceu să-i explică cuțitele, nu? Da, alea sunt singurele articole care chiar nu le bag la mașina de spălat. Și cam astea sunt principalele chestii din bucătărie care mă ajută pe mine să gătesc și care îmi fac plăcere. Că de ce să mint? Chiar îmi face plăcere să am un obiect de calitate care să mă ajute, că până la urmă e pasiunea mea. Acum, nu știu, unii au pasiune să se uită, să ducă să vadă meciuri de fotbal și cheltuie bani pe asta. Pasiunea mea e să bucătăresc. Dacă nu mi-ar place, n-aș înțelege rostul lor și niciodată nu înțelegeam că mama era încântată de o tigaie sau de o oală. Dar acum înțeleg pentru că îmi place. Nu o fac, nu le cumpăr doar ca să fie acolo să mă ajute să gătesc pentru familia mea, ci pentru că îmi face plăcere să am un lucru care e de calitate, care știu că e mai sănătos, o alegere mai sănătoasă și care mă poate ajuta. Oalele de fontă, știu că astea de la Le Creuset nu se găsesc în România, dar Franța nu e atât de departe. Dacă mergeți în Franța, un suvenir bun ar fi o oală de la Le Creuset. Dar sunt celelalte. Cum îi zice la celălalt brand? Cuisinart sau ceva de genul ăsta. Nu știu, se găsesc unele de la Instapat sau ceva de genul ăsta. Se găsesc oale de fontă în România. Nu știu brandul cu siguranță cum zice, dar căutați pe Google. Oală de fontă și se găsesc. Știu că la un moment dat se găseau și la Ikea. Nu cred că se mai găsesc acum, dar sunt. Urmăresc câțiva vlogări blogări de mâncare în România și au oale de fontă și nu sunt Le Creuset, dar le-au găsit în România. Deci se găsesc. Până la urmă, oala de fontă e oală de fontă, nu trebuie să fie neapărat din asta Le Creuset, dar se găsesc alte feluri. Așa că puteți să căutați și să vedeți. Vă recomand din tot sufletul să nu folosiți tefal, oale din tefal, că nu sunt sănătoase, și dacă nu îți permiți să-ți cumperi o oală de fontă, nu știu, încearcă să economisești câte 50 de lei în fiecare lună și la sfârșit de an te duci și îți cumperi o singură oală și anul viitor îți cumperi alta și tot așa. Da, cam asta este video. Sper că ți-a plăcut, că până la urmă că și mie mi-a plăcut să vorbesc o oră despre oale și tigăi. O nouă pasiune. Și ne vedem data viitoare cu un alt video. Te-am pupat! Ceau!